Deci nu se poate, eu care n-am făcut nimic, să fiu chemată la comisia de disciplină și o presupusă criminală împreună cu șefa ei să rămână în serviciu. Deci inadmisibil. Eu știu că trăim în România și toate nu sunt cum trebuie, dar legea trebuie să-și pună cuvântul. Explicația e clară. Nu aveau ce căuta copiii la ea în casă la vârsta de 71 de ani. 10 ani după ce a ieșit la pensie. Deci cum? Fetița avea vânătăi pe cor? Managera de caz trebuie să clarifice acest aspect. Pentru că managerul meu de caz a mers la doctorul de familie, a mers la primărie, a mers la școală. Să mânci o pâine și să nu-ți faci serviciu, păi asta e crimă. E crimă, crimă premeditată. Cea de-a doua asistentă maternală la care au ajuns frații Anei după moartea micuței rupe tăcerea. Femeia ne-a arătat o declarație a fiicei sale adoptive care mărturisește toate ororile pe care i le-a povestit fratele Anei din casa asistentei de 71 de ani. Cel mic susține că ar fi fost bătuți cu pumnii și cu picioarele, că li se îndesa slănină cu forța pe gât și alte atrocități. Firuța avea cazier în momentul în care frații Anei au ajuns în grija ei. Femeia spune că nu știa că are cazierul pătat, însă se pare că această informație le-a scăpat și celor de la DGASPC Timiș. Nu știu cum mi-am făcut eu datoria în privința serviciului meu la domiciliu, cu suflet, am știut că mănâncă pâine cu demnitate, deci așa și dâns și probabil trebuia să-și facă serviciu mai departe și să nu ajungem aici. Am încercat să stăm de vorbă cu directorul DGASPC Timiș, Bogo Anucin, însă acesta nu era de găsit. Nici în această zi nu am avut șansa să-l prindem pe directorul DGASPC Timiș aici la birou. Nu se știe unde este plecat, nu ne răspunde la telefon, deși a convocat-o pe asistenta maternală, a doua asistentă maternală care a avut grijă de frații Anei, astăzi pentru ora 13 la o comisie de disciplină. Iată, domnul director nu este aici și nimeni nu știe să ne dea relații despre absența dumnealui. Am zis să profităm de prezența directorului executiv DGASPC Timiș, Monica Trușcă, pentru a afla cum de copiii au ajuns pe mâna unei asistente maternale cu cazier, chiar în aceea zi în care Ana murise în casa primei asistente. Maternală, iată, cu cazier la aceiași copii. Adică, eu sunt la Comisia de Protecție a Copilului, nu știu ce căutați dumneavoastră aici. Vreau să ce căutați aici. Eu sunt reprezentantul instituției. Da? Comentați acest lucru, iată, doamna are cazier, copiii au ajuns pe mâna dumneaei. Doamna nu a prezentat și a avut o relație cu angajatorul, da? De a angajat angajator și doamna nu și-a respectat datoria. Dar nu se fac cercetări înainte de a ajunge copiii pe mâna cuiva? Ba da, s-au făcut foarte multe cercetări. Și ați reușit să descoperiți chestia asta? Noi nu suntem detectivi. Este obligația angajatului legală și conformă cu legea, da? Mulțumesc. Cum vi se pare acest lucru? Au... Iată cum se apără instituția cu privire la faptul că frații Anei au ajuns în grija unei asistente cu cazier. Doamna asistent maternal profesionist avea în acel moment un copil în plasament și implicit contractul de muncă în vigoare. Conform fișei postului și regulamentului intern al DGASPC Timiș, luate la cunoștință și asumate prin semnătură de către doamna asistent maternal, dânsa avea obligația de a informa angajatorul cu privire la orice modificare în ceea ce privește situația sa juridică. DGASPC Timiș are peste 1600 de angajați și nu poate verifica în fiecare zi situația juridică a fiecărui angajat, obligația fiind a angajatului de a informa angajatorul. Cazierul trebuie prezentat la fiecare readestare, iar certificatul de integritate se solicită anual. Vom reveni cu detalii despre acest caz.